Bună ziua, sunt Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest videoclip vom despacheta împreună un nou router wireless de la TP-Link, modelul Archer C6, acesta fiind un router AC1200. Hai să vedem ce e în cutie. Cutia desface așa, e un pic mai dificil la început. Bun, imediat vedem routerul în cutie. Acesta arată foarte similar cu alte rutere TP-Link, nu este nimic deosebit la el. După cum se vede, avem patru antene externe, acestea nu sunt detașabile. Iar pe partea din spate aici avem mufa pentru alimentarea cu curent electric, butonul pentru pornirea și oprirea routerului, mufa reset, mufa WPS, un port pentru conexiunea internet și încă patru porturi Ethernet la 1 gigabit pe secundă. Bun. Cam atât despre router, ce altceva avem în cutie. Aici găsim un pliant cu niște informații legale, un ghid pentru instalarea rapidă în engleză cu poze care ne arată cum să instalăm totul, informații pentru licența software-ului de pe router și un ghid pentru instalare rapidă mai complet de data asta și mai multe limbi, printre care se va număra și limba română. Bun. Altceva ar mai fi cablul Ethernet, care poate fi util atunci când configurezi routerul pentru prima dată, dar nu numai. Și mai avem aici adaptorul cu mufa de alimentare. Asta este tot și toate accesoriile incluse în pachet. Nu avem nevoie de nimic extra, deoarece sunt suficiente lucruri în cutie pentru a putea instala și folosi acest router. Noi îl vom testa în zilele următoare și vom publica o recenzie detaliată, așa că nu ezita să urmărești Digital Citizen și să vezi părerea noastră despre acest model. La revedere!